Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Vârteșca, filie a parohiei Zalha, din protopopiatul Jibou, a fost sfințită astăzi. Slujba a fost oficiată de preasfințitul Părinte Petroniu, episcopul Sălajului. Ne aflăm în filia Vârteșca a parohiei Zalha, unitate foarte mică, cu doar 26 de familii de vrednici credincioși, care au ridicat un frumos lăcaș de culte care astăzi l-am târnosit și am săvârșit cu acest prilej și sfânta și dumnezeiasca liturghie. Dumnezeu să ajute părintelui paroh, precum și bunilor, deși puțin credincioși din această filie. În această zi, duminica după înălțarea Sfintei Cruci, l-am întâmpinat pe preasfințitul Părinte Petroniu, episcopul Sălajului, în protopiatul Jibou, în filia Vârteșca, aparținătoare parohiei Zalha. Comunitatea de aici are doar 26 de credincioși greu încercați în urmă cu 7 ani, când a fost incendiată biserica. Ei au ridicat din temelie pe vechiul amplasament această bisericuță. La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a acordat părintelui paroh Marin Loloș o diplomă de apreciere, în semn de recunoștință pentru eforturile depuse în înfrumusețarea bisericii. Este o zi de aleasă sărbătoare pentru noi, când cu voia lui Dumnezeu și cu binecuvântarea preasfințitului Părinte Petroniu, s-a târnosit lăcașul de slujbă de aici din Vârteșca, filia parohiei Zalha. După ce, în urmă cu mulți ani, în urma unui incendiu, biserica a ars din temelii. Imediat după aceasta, cu binecuvântarea preasfințitului Petroniu și cu ajutorul bunului Dumnezeu, s-au început lucrările la noul lăcaș de cult, sub conducerea preacucernicului părinte Greblă Ioan. Apoi, după 3 ani de zile, am preluat această sarcină de a duce lucrările la bun sfârșit. După o perioadă de 7 ani care s-a împlinit în data de 14, adică de ziua Crucii, când acest lăcaș de cult a fost mistuit de flăcări, am reușit un sat atât de mic unde sunt 12 familii de ortodoxi care au silit și au pus osul foarte serios pentru a reuși să-și realizeze acest lăcaș de cult. I-am sprijinit și noi și Consiliul și satele vecine, dar ei au fost mâna forte, care n-au cedat niciun pic până au reușit să ajungă să-și realizeze acest lăcaș care e deosebit de frumos. Satul Vârteșca este așezat în partea de est a județului Sălaj, în zona de trecere dintre Carpații Oriental și Munții Apuseni, fiind atestat documentar pentru prima dată în anul 1913.